Da?
mulțumim Corului Vasile Alexandrei, Colegiul Național Vasile Alexandrei. Acum îl rugăm, după ce se termină momentul ăsta, pe părinte să vină în cealaltă intervenție, după care vom trece la partea finală, la premiile pentru sprijinitorii culturii Bacovanului. De la doamna Roxana, soție, este venită? Poate unii dintre dumneavoastră nu știați, există și colinde referitoare la sfârșitul lumii, care să ne amintească că începutul noii iere cu Hristos se sfârșește cu parusia. Lasă vârșetul lumii, haida! Ciore trâmbița cu frică, haida aleșale lui Doamne, Domnii și Împărațul strânge. Pe cei buni unde iori bune, haida aleșale lui Doamne, pe cei buni unde iori. Haidale, șane lui Doamne, spre binele tuturor. Pe cei răi unde i-or pune, haidale, șane lui Doamne, pe cei răi unde i-or pune. I-or închide într-o cheacră, haidale, Doamne, lumina să nu mai vadă. Lumina să nu mai vadă. Cred că e cazul să trecem la faza a doua, perioadă. Să începem cu premiul de fiecare dată, după cum știți, la Crăciunul Sfintelor, avem un premiu aparte oferit de Asociația Culturală Familia Veca, cu sediu în București, dar și cu sediu în Radomirești, comuna Vietea Veche, unde este conacul Veca, monument istoric. Premiul oferit de președintele acestei asociații, Dumitru Veca, pe care deja îl invităm să-și îndrăm cu ei. La toate celelalte. Am încercat să continui tradiția familiei, instituind acest premiu pentru promovarea culturii în cetatea Bacăului. După opinia mea personală, în România de astăzi a promova cultura este o muncă de apostolat. Este motivul pentru care anul acesta am decis ca premiul să meargă către un apostol al acestei misiuni imposibile. Și cine ar putea să fie cel mai bun apostol acestei misiuni imposibile
decât anfitrionul nostru, Victor Munteanu. Solistă de muzică populară care nu mai are nevoie de nicio prezentare, Maria Tătaru. Eu vă mulțumesc foarte mult! Dacă vreau să aparțin domnului Victor Munteanu să vă cânt, îmi permit de aici, primiți cu colinda? Primiți! Nu cred cu față, cred că e destul de... Sper să iasă o repetiție bună. Doamne ajută și la mulți ani. Crăciun fericit! Azi-i mare sărbătoare, prin omăt și prin ninsoare, v-am adus colinda aleasă, dați-ni drumul în casă, dați-ni drumul în casă. Fii Domnul lăudat, ne-o binecuvântat, de iadul rău ne-o scăpat, fii Domnul lăudat, când ne-o binecuvântat. Doamne Sfinte slavăție, nașterea ta să ni fie, bun prilej de bucurie, Crăciun drag la toți să fie, Crăciun drag la toți să fie. Fie Domnul lăudat, când ne-o binecuvântat, de iadul rău ne-o scăpat, fie Domnul lăudat, fie Domnul lăudat. Aprindiți o lumânare, lașe și nu are, cu toți să vă bucurați și lui slav închinați, și lui slav închinați. Fie Domnul lăudat, când ne-o binecuvântat, de iadul rău ne-o scăpat, fie Domnul lăudat, fie Domnul lăudat, când ne-o binecuvântat, fie Domnul lăudat. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată ne-am dorit, vă spun, sufletul de atmosfera nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne ajută la mulți ani și vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată domnului redactor Victor Munteanu. Un an bun cu multă, multă sănătate, pace și bucurie în suflet. Vreau să-l invităm aici pe un om, de asemenea, foarte important în viața noastră socială și economică. Este vorba de șeful Vămii din Bacău. Deci atenție aici, cu mitraliera decorat și avea deci mitralierea de vedere. Un om deosebit, inginerul Vasile Șoiman, care întâmplarea a făcut că suntem și din aceeași comună născuți și nu aduce din când în când aminte de rădăcinile noastre. Nu înțeles de ce sunt. Așa că deci, doamna Patrici. Suntem consăteni. A, consăteni. Trebuia să fie cineva și de la și Ana. Și vreau să vă spun ce bine că existați. Vreau să vă mulțumesc pentru ce faceți.
Vreau să vă spun că și eu sunt mândru că sunt băcăvan și îmi fac datoria de 20 de ani acolo unde sunt. Și vă urez un Crăciun fericit și frumos. La mulți ani! Vă invităm și pe directorul adjunct al școlii, domnița Maria, pe Elena Hărătău, pe care o invităm să ne spună două vorbe. Era parcă pe un zonă, nu? Da, bine. La mulți ani, așa de bine. Crăciun fericit. Am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Evident, sunt copleșită de emoții, nu mă așteptam să fiu în această situație, dar în același timp mă bucur enorm de mult că am prilejul să vă urez sărbători fericite, să ne dea Dumnezeu sănătate multă, la minte, trup și suflet, să creștem copii sănătoși și o generație viitoare cât mai bogată în simțiri și trăiri sufletești pentru sărbătorile noastre tradiționale. La mulți ani și sărbători fericite! Mulțumim! Vă mulțumim cel mai văcutoare la copiați, nu vezi? Și am trecut tot așa de scolă. Când avem nevoie de în zona aia, când am luat cel mai văcut. Între timp, n-am luat cineva pe nimeni. Unul dintre temele fundației pentru cei care și-au adus contribuția la climatul cultural băcăvan este unei persoane care tocmai a cântat acum în fața noastră. E vorba de Maria Tătaru, care are în spate o experiență de asemenea și ea este un ambasador al cântecului românesc. Mulțumesc! Mai să nu încurc, dacă încurc astea, unde vă discutați la sfârșit, unde scrie mai rău de aici. Da, dar e puțin spus prea voastră. Hai să-i păcăm. Mulțumesc! Talent, autentic. Mulțumesc din tot sufletul meu, da, pentru unde-s cucuieții ăștia, domnule? Din Deal, în Deal. Cucuieții din Deal. Da, ia să lăsăm cucuieții din Deal. De asemenea, ați avut prilejul să vedeți aici o prestație deosebită a Coralei Filomelos, a Bisericii Voivodale din Ionici, acolo în zona Ionici, Borzești. Deci, biserica a făcut de Ștefan cel Mare, unde intri cu tot corală, deci are o minute așa ceva.